A început procesul investigării crimelor de război comise de Rusia asupra Ucrainei. Astăzi a avut loc prima ședință a Curții Internaționale de Justiție la Haga, în cadrul căreia Curtea Penală Internațională examinează crimele de război. Acestea nu au un termen de prescripție, așa că atât cei care dau ordine prin care civilii ajung să fie omorâți, dar și cei care execută aceste ordine vor fi urmăriți penal până la soluționarea cazului. Curtea Internațională de Justiție va organiza astăzi și mâine mai multe audieri publice în cazul acuzațiilor de genocid aduse de Ucraina împotriva Federației Ruse.